Surpriză uriașă. M-a sunat Bram Stoker, celebrul scriitor. Alo? Bram Stoker la telefon. Da, maestre. Am auzit că ai vizitat castelul Bram. Da, în urmă cu vreo lună. Și? Te-ai găsit cu contele? Cu cine? Cu Dracula? Mai mult decât mi-aș fi dorit. Cum adică? Nu a fost o gazdă bună? O fi el gazdă bună, dar doar ziua. Că noaptea... Ei, dar aceasta este doar o poveste cu vampiri. Așa o fi pentru dumneata, care ai scris cartea. Dar când dai nas în nas cu dumnealui, contele, pe întuneric, prin castel... Aici s-a încerut convorbirea noastră. Ce nebunie! Și aș fi avut atât de multe de discutat cu romancierul, dar mai bine să vă spun povestea așa cum am văzut-o eu. Să fie castelul locul în care își face veacul Dracula, personajul principal al romanului cu același nume? Ce să semnifice crucea aceasta oare? Ah, nimic grav, istorie. Ridicat în anul 1751, a fost adusă la castelul Bran în anul 1922 la dorința reginei Maria. Totul pare sumbru încă de afară, mai ales sub cerul acesta plumburiu. Chiar are curaj să urce scările castelului? Atmosfera deprimantă s-a ameliorat de cum am intrat. Ne-au întâmpinat păpușile dobrogei ale Elenei Orbocea. Personalități politice, militare și civile care au influențat existența castelului. Moștenitorii castelului: Arhiducesa Elisabeta, Arhiducele Dominic și Arhiducesa Maria Magdalena. Doar Arhiducele mai este în viață. Sala gotică, inițial capelă, în urma reabilitării, la dorința reginei Maria, aici a fost amenajat salonul galben, unde obișnuia să servească micul dejun. Sala de consiliu. În sala de consiliu se luau deciziile legate de aspectele economice și strategice ale întregii comunități. Actul de naștere al castelului Bran din 17 noiembrie 1377, emis de către regele maghiar Ludovic I de Anjou. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare solicitate de regina Maria, aici s-a descoperit o scară secretă ce face legătura între etajele 1 și 3. Biblioteca și salonul de muzică împart aceeași încăpere. Am admirat aici o prețioasă colecție de cristaluri aparținând arhiducelui Dominic. Un colț al sălii de muzică. Ne aflăm în logia construită în anul 1922 după planurile arhitectului ceh Karel Liman. De aici se văd curtea interioară și... turnul rotund. Urcând alte scări, am ajuns pe terasa de la nivelul podului, amenajată tot la cea a reginei Maria. De aici se observă spre sud casa vămii și vechiul drum comercial.
spre nord, în vârful donjonului, se observă foișorul din care străjerii supravegheau trecătoarea Bran. Ce-i pasionează oare pe copiii aceștia? Ah, curiozitatea copilăriei. Aici află ei despre zmei și vârcolaci și... Mărturisesc, tema care urmează nu-mi place deloc, dar o abordez pentru că, aducând beneficii din punct de vedere financiar, instituția Castelul Bran se poate autofinanța și, în felul acesta, poate fi restabilit și adevărul despre domnitorul Vlad Țepeș, creștină spunându-și seara rugăciunea de protecție. Dar nici demonii nu stau degeaba. Doamna cu coasa și frumoasele și periculoasele ele executându-și dansul nocturn. Au făcut și o victimă. Fantome? Și vrăjitoare. Oh, iată un vârcolac și un solomonar. Trusa vrăjitoarei pare a fi completă. O fi doar un fragment din celebrul film, dar, asemenea avocatului din roman, trebuie să evadez cât mai curând de aici. Nu înainte însă de a lămuri prestația domnitorului Vlad Țepeș. Medalion folosit în timpul filmărilor peliculei Dracula cu certificatul de autenticitate aferent. Arborele genealogic și scurt istoric al domniei lui Vlad Țepeș. De Dracula, parțial, eticheta poate să fi fost inspirată de numele tatălui său, Vlad Dracul. Pe de altă parte, Vlad Țepeș a fost un domnitor crud cu boierimea trădătoare și cu cociopitorii țării, de orice neam ar fi fost ei, trăgându-i în țeapă. Trecerea sa prin Castelul Bran pare să fi fost meteorică și neelucidată pe deplin. Bram Stoker și a scris romanul inspirat din lecturile despre Transilvania, nevizitând vreodată aceste meleaguri. Am coborât la etajul al doilea, unde, în trecut, erau camerele de odihnă ale soldaților garnizoanei Bran. Regina Maria a dispus ca interioarele să fie reamenajate de meșterii sași. Tot la inițiativa reginei, la etajul al doilea a fost amenajat un apartament pentru regele Ferdinand. Sufrageria regală. Din sufrageria regală, am pătruns în intimitatea camerei principesei Ileana. Steagul principesei Ileana cu stema României mari și blazonul principesei în centru. Aici sunt expuse costumele de cinematografie ale trei dintre voievozii români care au fost folosite în binecunoscutele filme istorice. Din păcate, sălii media îi lipsea mobilierul adecvat vizionării documentarilor istorice în condiții de confort.
Coridorul de apărare permitea soldaților garnizoanei accesul la cele două turnuri de apărare și la gurile de tragere în caz de atac. Vedere de la nivelul coridorului de apărare. Vedere spre donjon și foișorul din lemn. Martor al restaurării din 1723. Vedere spre turnul rotund și spre curtea interioară. Legendă a reperelor ce pot fi urmărite de la nivelul curții interioare. Ghizdul fântânii medievale. Capela principelui Mircea, unde au fost depuse rămășițele pământești ale ultimului fiu al reginei Maria. Pictura, în stil neobizantin, a fost realizată de Arthur Verona. Vă mai amintiți pe doamna? A scăpat! Cu toată istoria sa zbuciumată de peste 600 de ani, castelul Bran rămâne, incontestabil, reședința îndrăgită a două figuri feminine luminoase, regina Maria României și fiica sa, principesa Ileana. Asocierea cu figura tenebroasă a contelui Dracula este una nefericită din punct de vedere al adevărului istoric, dar aducătoare de profit benefic întreținerii castelului.